vorbim despre relaxare, despre faptul că aveți dreptul la răsfăț în calitate de telespectator de Neața. Nu trebuie să faceți mare lucru. Uite, mi-au scris colegii aici, trebuie să intrați pe a1.ro/neața/luna-răsfățului. Vă înscrieți cu 3 fotografii, răspundeți la o întrebare simplă. De ce meriți să fii răsfățat sau răsfățată? Avem premii zilnice, ca în imaginea alăturată, halate și alte ustensile, toate miros frumos, dar avem și un premiu mare, marele premiu, constă într-un weekend de răsfăț la un hotel de 5 stele pentru 2 persoane. Pentru astăzi am ales-o pe Luiza, 38 de ani, București. Bă, răspuns mai sincer ca ăsta nu există. De ce meriți să fii răsfățată? Pentru că fac cel mai bun cheesecake. Bravo! În sfârșit, ceva pragmatic. Fără viori, fără pian. Bună dimineața, Luiza! Neața! Ai 2 ecrane în spate, ești la muncă, bănuiesc? Da, azi dimineață, da. Deși nu prea venea să plec de acasă. A pornit greu motorul azi dimineață pentru noi toți, corect. În ce domeniu? Lucrez într-o corporație IT. Ce vorbiți când vă duceți acasă? Cum a fost azi? S-a stricat aparatul de cafea. Și la Neața, la fel. Nu, acasă nu mai vorbesc despre muncă. Poate câteodată nici la muncă nu mai vorbesc despre muncă. Bravo! Luiza, lucrurile sunt simple între noi doi. În câteva minute de acum îți alegi o echipă. Dacă ea câștigă pentru tine, e premiu zilnic. Dar ești calificată și automat pentru marele premiu. Dar hai să fim sinceri, acum când ai fost ultima oară la un masaj? Acum câteva luni. Luni? Da. Păi tu nu știi ce zice. Dar m-am răsfățat în alte feluri între timp. Tu nu știi ce zice orice terapeut? În primul rând, te prinde așa de obraji ăștia sau ceilalți și zice să bei mai multă apă, nu? Și în al doilea rând îți zice să știți că masajul trebuie făcut săptămânal cu bere, nu zilnic. Deci îți recomand. Dar uite, poate te trimitem la Taiko în zilele următoare. Super, chiar vreau. Te las pe fir să-ți faci planul și să te gândești la echipa ce crezi că va câștiga pentru tine premiul. La urmă, e un joc. Și dau legătura colegului meu pe care vă pune o cameră imediat. Aici, tu ești în sala de ședință unde se ceartă oamenii între ei? În echipa noastră nu prea e rost de ceartă. Echipa noastră este rost. Este. Și dacă noi scrie eu o hârtie pentru vineri, gata, l-am pregătit și pe Cuza. Bun, nici n-avea față de arătat la televizor și atunci îl evităm puțin. Cuza, ce vești ai? Am vești... Cu noi pe fir, Ghicică, hai să vedem cu cine alege să... Hai deodată, șontorogule, că mai lent nu pot să mă mișc. Bun. Hai că ieși din lumină. Dacă vrei un masaj, puberul în 2 ore termină, deci ok. Luiza, trebuie să știi că avem 2 echipe. Team Diana Munteanu. Team D și Team A. Adina, ușor. Trebuie să păstrăm o Adina. Trebuie să păstrăm și fata de la Horoscop. Nu mai e de mult, Dani. Vezi de treabă. Dar ce? Trebuie să păstrăm. Trebuie să dăm la Diana sau trebuie să dăm la Adina? trebuie să dăm un cruce? Când ne-am transformat în golani? Răzvan, hai să presupunem că e ca în viață. Acum 15-20 de ani aveai curajul să încerci la amândouă. Nu, bă, Dănuț, că nu în sensul ăsta te întreb. Acum, eu chiar vreau să știu mecanica. Dacă te pun să alegi între... Ți-am zis că la vârsta mea scăpând de presiunea erotică, nu mai am nicio problemă. Dacă vă pun să alegeți între cele două, alegeți canapeaua de la mine din cabină. Laura, cred că discuția nu mai are sens. Cred că vei alege echipa mai puțin misogină. Hai, te rugăm frumos. Cine e Laura? Misogin, dar numai cu femeile. Cât timp ne spune Florin cine e Laura? Probabil a visat cu Laura, nu, cheamă Laura. Luiza, cu cine vrea să joci? Cu Team Diana? Lasă sau... că ai făcut mișto de vârsta mea, tataie. Și ai uitat de la mână până la gură. Vorbesc cu Luiza, vă rog. Vrei să joci cu Diana sau cu Adina? Cu Adina. Cu Adina. Bravo, Luiza, bravo. Am îmbrăcat astăzi. Că suntem în 2024, Luiza. Asistentă medicală. Pe cine pedepsim dacă pierde? E și pe pedepse. Bun, e clară treaba. Cei care reușesc în 90 de secunde
să bage mai multe. Jocul ăsta se joacă cu mâna, nu? Cu mâna. Bă, scuze. Lasă-mă că nu-l aud pe ăsta din regie și nu se poate repeta că uită glumă. Veți începe voi, puteți să vorbiți între voi, să vă dați detalii. Da, să... că acum ne apucăm să vorbim între voi. Mută autocarul. Băi, nu timp de giungiule. Atenție, hai să vedem. Facem conversații acum, Diana, pe bune. Te rog să nu furăm. Te rog să te uiți și la cameră, dar și în ochii băieților. Bă, Cuza. Ce-a făcut? Ai furat? Bă, Cuza. 30 de puncte. Eu n-am făcut nimic, Dani, nu știu ce-au mai... Păi ce e la bombe? A venit și soacra de bucălaie. Eu voiam să du-te acolo. Cuvântul tău. Hai, n-am știut pe cine alege. Mătușule, du-te acolo. Diana, dacă vrei un compliment, cercul ăsta te face și mai slabă. Mulțumesc, Dani. Hai să începem în 3, 2, 1 și start, să vedem câte puncte reușim să adunăm. Stai locului, Diana. Stai locului, că țin film noi. Stai locului. Stai, uite, nu. Extraordinar, ia uite. 10 puncte, bravo. Bara, aproape. 20 de secunde, minus jumate. Vrei să mai învârți de cer? Puteți să faceți între timp o strategie, Florin. 20 de puncte. Dar mai schimbați? Așa stai, stai așa. De la 20. Paharul ăla e pe aici, de la 20. Da, mai zic să mai rotești că ăla e pus greșit. Așa. Stai așa, așa. Ia de aceea, aici e mai bine. Da, așa. Tu doar stai, stai pe loc. Stai, unde ai intrat? Aici. Intrat în 10. Bun, hai 20 cuza, și cu 10, 30. Hai, pom! Stai pe loc! Stau! Aoleu! Diana, se auzi sunete ciudate! Aoleu! 20? Cine a băgat de la 10 ăsta? Îmi cer scuze la 20 ăsta. Bă, eu vă zic așa, Team Adina e grea. 23 de secunde și hai deja de. Și oamenii nu să piardă. 50 de puncte. Se dezbracă de caracter odată. 50 de puncte. Și vezi că nici nu suntem la maximul valorii. Nu, jucați la jumate, nu? Bravo. Acuitatea vizuală ne joacă feste de la vârstă. 5 secunde. Haide! Bravo! 60, 70! Bine de tot! 70 de puncte! Gata! Nu mai taci odată că ne-ai... Gata! Jos pixurile de mele! Lasă că îți dăm cercul acasă. Hai, Adina! Ai numărat seama ce aud? Numărele odată! 70 am numărat eu din cap. 70, mă! Am pus aici 20. Mai pe centru, Adina. Și auzi, ca să fim siguri de câștig. Cum mai pe centru, mă, că e departe de noi. Păi așa, așa am fost și eu. Nu, a fost după linia aia la voi. Ca să fim siguri de că ia prietena noastră premiu, putem să dăm și noi la Adina. Atât. Te-ai dus departe, Răzvan. Adina, țineți... Adina, ține cercul un pic mai spre jos. Așa. În drum, dacă simți că au nevoie de îndrumare. Și te rog mult de tot, nu știu ce aud vecinii tăi, dar dacă aud ce aud și vecinii Diane. Aoleu! Ține ce mă spate un pic mai sus. Așa, nu. Începe așa. Mai mult. Start. Dați-i pastile, Răzvan. Bine vă descurcați. Nu mai mișca, Adina. Nu mai mișca nimic. Bă, ce bine vă descurcați. Păi poate să țină așa, astea, bă? Dar nu am dat regulament. Păi poate să le țină jos, mă? Atâta timp cât e în mână, dar... Haide, mă. Nu vă agitați, cu calm, cu calm. Bine. Bubule, grăbește. Secretul lor a fost că lor nu le-a păsat, ca să știți. Ia uite, mă, buza aia. Așa. Bun, bravo, Flori. 20 până acum. Rotește. Așa, rotește. 30. Este aici, Octavian, că ne certăm acum. 30, ne mai trebuie... Vrei să jucăm și noi? 30 avem până acum. Și tu. Încearcă să miști un pic. Stai. A băgat un 10. Bravo, 20. Foarte bine până aici. Stai. 50, vă mai trebuie 20 și ați egalat. Dacă dau și eu la 20. Nu vă mai grăbiți. Cine e primul, strigă timp. Foarte bun, Florin, la 20 ăla, dacă ai reușit. Ne mai trebuie 20 să egalăm, da? Ce aproape. 20. De ce se lovită din spate, asta nu înțeleg. Răutăcioși. Am egalat, hai să vedem dacă putem bate. Dăm și noi... Stai. Puncte. Deja până aici suntem bine și mai avem 18 mâna, secunde. Stai acolo cu mâna, că încerc să mă folosesc de mâna ta acolo în colț. Să dai cu mâna? Păi da. Și... Nu? Cât a fost? 90? 20. Ultima minge. Ia, 20. Stop cronometru. Foarte bine, bravo, mă. Mulțumim tare mult.
moment, Alina, te poți retrage la echipa ta. Vești bune pentru Riza. Cu aproape 100 la 70. Să se noteze faptul că a venit și foarte aproape. A lăsat-o și jos. Mulțumim la un nivel la care nu puteam. Bravo, bubu. Și Răzvan i-a ajutat să mai păcăți. Dragii mei, a fost un joc. Am mai dat și noi, dăm puținul nostru. A fost un joc și de înțelepciune aici. Evident. Să știi să folosești regulamentul în favoarea ta. Da, da, n-am știut că poate fi interpretabil. Că de obicei, când e despre noi, nu e interpretabil. Dar mă rog. Legile sunt interpretabile. Bun. Da. Luiza, vestea bună este că îți trimitem halatele, halaturile. Da. Și lumânările. Și ai șanse la marele premiu, și anume un weekend la 5 stele împreună cu cineva. Te pupăm, te îmbrățișăm, să rămână! Să rămână! Mersi! Se ană halatul ăsta când lucrează de acasă. La muncă, nu, la muncă. Nu deschide camera, lasă doar sonorul. Da. Da. Hai să dau legătura lui Alex, care... Ce să facem? Lasă, mai jucăm un pic. Băi, la primul live... N-a avut noroc la primul live.